Un nou dividend pe bursa de valori din București, un dividend care nu a fost perceput prea bine de către piață, vedem că acest emitent scade destul de mult după ce a fost anunțul cu privire la dividend și cu privire la bugetul pe 2024. După un raliu impresionant pe care l-a înregistrat de trei cifre într-un singur an, dar de peste 100%, adică a dublat valoarea investitorilor și chiar peste, da? și știi la cine mă refer, mă refer la Transport Trade Services, care a avut acest raliu impresionant și care, într-adevăr, să spunem, ne-a impresionat că investitori. investitor. Adică am făcut și o parte din deținerea Transport Trade Services, am vândut, da? după care a urmat o creștere în continuare, am explicat de ce am vândut pe canal în trecut și astăzi o să discutăm despre acest dividend și despre bugetul de venituri și cheltuieli Propus pentru 2024, pentru că vedem ce estimări au făcut și cumva începem să avem mai multă vizibilitate și claritate cu privire la viitorul acestei companii. O să spun și părerea mea, o să interpretăm acest buget de venituri și cheltuieli, să vedem ce estimează managementul și să spun ce am estimat și eu pentru că pot fi zone bune de acumulare în continuare pe acest emitent, dar e foarte important să știm unde și când să acumulăm. De aceea, înainte să începem acest material, te invit să lași un like mai jos dacă în continuare vrei să ne susții activitatea pe canal pentru astfel de analize pe Bursa de Valori din București și pe burse externe sau în momentul în care vine o știre importantă să o acoperim pentru tine, să ne grăbim da, ca să fie publicat cât mai repede, atunci te invit să lași acest like dacă vrei să apreciezi echipa noastră. Deci vedem că Transport Choice Services stă la 27,9 lei pe acțiune, scade cu 5%, chiar și cu 6% a scăzut în această ședință de tranzacționare, tot la valoare foarte mare, de la 27,9 lei. Dacă ești pe canal, îți aduce aminte de Transport Choice Services la 20 de lei, îți aduce aminte la 15 lei pe acțiune. Acum vedem că stă la o capitalizare bursieră de 1,7 miliarde de lei și are un price to earnings de 6, undeva la 5 și puțin. O să vezi, este price to earnings care nu este atât de mult, dar pare foarte ieftină cu toate acestea. O să vedem care este forward price to earnings pe baza profitului net bugetat în 2024 și o să spun ce părere am despre această bugetare, despre această estimare cu privire la viitorul companiei Transport Trade Services. Foarte important, vedem că propune dividende de 68,4 milioane de lei din profitul de anul trecut. Da? Acționarii se așteptau la un dividend, a plătit și anul trecut dividend Transport Trade Services, dar vedem că anul acesta o să plătească mai mult, dar nu foarte mult în dividende. Și o să vezi că nu plătește din profitul net consolidat, ci din profitul din situația individuală a societății comerciale, Transport Services, FSA. O să discutăm și despre asta. Dacă nu știi despre această companie, o să spun două, trei cuvinte, pentru că nu este o companie atât de cunoscută, precum Banca Transilvania sau Hidroelectrica, pe care le tot acoperim pe acest canal. Activitatea de bază a Transport Services este reprezentată de expediția pe Dunăre de mărfuri vrac solid, respectiv produse agricole, materii prime minerale și materii prime și produse chimice. TTS, care este simbolul de tranzacționare pentru această firmă, oferă servicii logistice integrate, constând din servicii de transport fluvial, servicii de operare portoară, și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic. Serviciile de transport și cele de operare portoare sunt subcontractate de TTS către filialele sale sau către terți. Este o activitate interesantă în cadrul grupului. Vedem așa, sunt trei departamente din punct de vedere operațional. Minerale, operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice precum și pentru echipamente, a agri segmentul 2, operațiuni logistice pentru mărfuri agricole, în principal cereale, și chimice, operațiuni logistice pentru îngrășăminte și materii prime pentru producția de îngrășăminte. Două-trei cuvinte despre rezultatele grupului TTS în 2023. Vedem venituri consolidate de 1,16 miliarde de lei cu 24,3% mai mari decât în 2022. Profitul net consolidat, 305,5 milioane de lei, în creștere cu 71% față de 2022. Acum, ce este foarte important este situația în care se află Transport Trade Services și de ce a beneficiat atât de mult față de cum a beneficiat în trecut. Fluxurile de produse agricole ucrainene, redirecționat în 2022 pe ruta Ismail Reni, Constanța, ca efect al războiului din Ucraina, au constituit motorul creșterii grupului TTS în anul 2023. Faptul că aceste fluxuri s-au menținut la niveluri ridicate pe întreaga perioadă anului, coroborat cu stabilizarea relativă a tarifelor de transport și de operare portoară, care a urmat după creșterile generale de tarife înregistrate în 2022, au avut ca rezultat creșterea veniturilor din produse agricole, în principal produse agricole, și creșterea veniturilor din operare portuară. În condițiile unui model de afaceri bazat pe contracte anuale, mai puțin sensibil la variațiile de tarife în piața spot, influența fluxurilor de export ucrainene asupra rezultatelor grupului TTS a fost semnificativ mai mare în 2023 față de 2022, întrucât aceste fluxuri au înregistrat niveluri ridicate pe întreaga perioadă anului 2023, spre deosebire de anul 2022, când influența lor s-a manifestat numai în semestrul al doilea. Cu alte cuvinte, din cauza acestui război, au fost anumite blocaje pentru ucraineni. Blocaje de care a profitat Transport Service Services și nu o zic că nume de rău. Știu că se asociază cu războiul, că faci bani în război. Nu! Discutăm despre realitate. E o societate comercială cu scopul de a face profit a avut oportunitatea să transporte mărfurile agricole pe această rută la tarife destul de mari, a înregistrat venituri, a înregistrat profitabilitate pentru acționari. Și atunci, întrebarea este cât ține acest război? Asta este o întrebare de un miliard, 10 miliarde, vedem 100 de miliarde, în ajutoare poate chiar sute de miliarde și milioane de vieți. Și bineînțeles, alte condiții. Întrebarea asta nu stă în răspunsul nostru, dar e posibil ca aceste condiții tensionate dintre Rusia și Ucraina, și bineînțeles Rusia și Vest, e posibil să continue. Și atunci Transport Your Services o să profite în continuare. Întrebarea este până când o să profite. Da? E foarte important să-ți adresezi întrebarea asta dacă ești acționar într-un special service sau dacă vrei să devii acționar. Pentru că aceste profituri au fost înregistrate pe baza acestor condiții cu toate acestea și au crescut și business-ul între timp. Și au construit business și au construit relații noi, relații comerciale, contracte, experiență, da? Și atunci contează și aceste aspecte. În viitor, dacă să spunem, nu o să mai beneficieze de acest transport la ritm accelerat, totuși o să continue să beneficieze de condiții normale, care vor fi tot la nivelul ridicat. Nu la nivelurile acestea sau nivelurile care vor fi până când țin această situație, dar totuși la niveluri destul de ridicate. Acum vreau să discutăm despre dividend, despre această propunere de dividend. Vedem așa, Consiliul de Administrație, Transport Services, propune distribuirea de dividende din profitul ne 2023 într-un quantum de 68 de milioane 400 de lei în sumă brută Reprezentând 45% de rată de distribuire, dar nu din profitul net consolidat, ci din profitul net individual, în valoare de 151,3 milioane de lei. Propunerea de dividend 2023 a luat în considerare investițiile în valoare de 204,9 milioane de lei realizate. Vedem că această propunere este supusă aprobării AGA din 30 aprilie 2024. Acum am pregătit pentru tine acest tabel. Vreau să ne uităm pe rezultatele din trecut pe care Transfer Choice Services le-a înregistrat. La nivel individual o să ne uităm și să vedem ce a estimat managementul față de 2024. În primul rând ne uităm la venituri totale. Vedem în 2022 o creștere cu 65% față de 2021, în 2023 o creștere cu 37,87%, iar în 2024, bugetat, vedem o scădere cu 15%, tot la un quantum ridicat peste nivelul din 2022. Vedem că, în principal, pe segmentul de agri. Da, se așteaptă să aibă veniturile, dar nu atât de mult precum le-au avut în 2023. Adică din segmentul de mărfuri agricole vedem că au generat 59% din venitul total, după care din segmentul de minerale au generat 32%. Pe de altă parte, în 2024 se așteaptă să genereze 50% din agri și mai mult din minerale, adică să crească ponderea din minerale la 40%. Vedem că se așteaptă să scadă venituri din mărfuri agricole, care a fost factorul principal de creștere al veniturilor și al profitabilității, bineînțeles, să scadă cu 27,40% în 2024 față de 2023, deși în 2023 a crescut cu 86%. Acum este cu mult peste nivelul din 2022, dar sub nivelul din 2023. La alte venituri din exploatare se așteaptă să fie o scădere, da? o scădere care să fie aproape la nivelul din 2022, deși în 2023 a fost o creștere cu 52%, care reprezenta 2,28% din venituri. La cheltuieli cu subcontractorii, vedem că se așteaptă minus 13,79%, deci să scadă și cheltuielile, deși au crescut cu 31% în 2023, și vedem că reprezintă 80% din venit, se așteaptă să fie totuși 81,34% din venit aceste cheltuieli. Serviciile de transport se așteaptă să scadă cu 17,4%, dar mă refer la cheltuieli, și la alte servicii operaționale să se scadă cu 57%. Cu toate acestea, o să reprezinte 57% din venit la aceste estimări cheltuielile cu subcontractorii pentru servicii de transport și este mai puțin și decât 2022 la 60%. În ceea ce privește cheltuielile administrative, vedem cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, cheltuieli cu primele de asigurare și așa mai departe, vedem că sunt estimări prudente, creșteri cu 10% față de perioada precedentă și dacă ne uităm la rezultatul operațional, foarte important, se așteaptă să scadă cu 23% în 2024%, să fie o marjă de 15,70% din venit, da? mai puțin decât în 2023, la 17,43%, dar peste 2022, la 13,31%. Profitul anului se așteaptă să scadă cu 28% la 108 milioane de lei și vedem că se așteaptă să fie o marjă netă de 14% care ar fi o scădere cu aproape 3 puncte procentuale, de la aproape 17% în 2023, însă o îmbunătățire cu 1,5 puncte procentuale față de 2022. Acum, ți-am spus că în trecut, când am vândut acțiunile Transport Choice Services la 20 de lei parcă sau 19 lei și ceva, am efectuat o analiză și o evaluare să văd ce valoare intrinsecă ar avea Transport Choice Services și ți-am spus că am vândut la valoarea intrinsecă. Ei bine, eu am estimat chiar mai puțin decât atât în 2024, deci ei au estimat peste și probabil să fie conservatori și să spunem să înregistreze chiar peste. Și atunci ce trebuie să paribus doar pe baza acestei variabile, pentru că după am estimat creșteri și modificări procentuale în analiza mea față de aceste rezultate din 2024, atunci ar crește prețul pe acțiune și am făcut niște calcule de sensibilitate pe la 24-25 de lei spre 30 de lei nu ar crește pe baza metodologiei mele de calcul, dar poate să fie, din nou să ne înțelegem, poate să ajungă și la 40 de lei pe acțiune. Dar valoarea justă pe care o am stabilit o stă undeva la 24-27 de lei cu aceste noi previziuni ale managementului care sunt mai bullish decât ce am estimat eu și, bineînțeles, sunt poate conservatoare față de ce va fi din motive de prudență pe care managementul le poate avea. Deci, cu alte cuvinte, estimările lor sunt peste estimările mele pe care le-am avut, dar estimările lor pot fi conservatoare și să înregistreze mai mult decât și-au propus. În general, așa se practică, pentru că e bine să fii prudent cu acționarii, cu investitorii. Și atunci, dacă vor înregistra și au contracte, deja știu, în 2024 mai mult decât au estimat, atunci prețul poate să se apropie de 30 de lei în valoare intrinsecă în funcție de cât înregistrează și în funcție de ce previziuni sunt în sens, e foarte dificil să evaluezi. Îmi spun că am evaluat, am făcut-o cu parametrii față de care n-am o vizibilitate prea clară sau certitudine mai deloc, dar deci n-au o precizie să spunem, dar am făcut acest calcul din rațiuni de investiție, însă nu tot timpul pentru orice companie, mai ales care beneficiază de anumite condiții, să zicem, ciclice sau de niște situații extraordinare, nu poți să estimezi foarte bine. Și atunci de asta spun că este destul de greu să calculezi valoarea intrinsecă, dar dacă o calculezi, eu personal am ajuns undeva între 23, 24 și 27 de lei, cu potențial mai mult în funcție de ce rezultate vor avea. Vedem că au avut o valoare în tranzacții foarte mare, ceea ce este important în mecanismul bursier, dar în comportament bursier. Vedem că s-au tranzacționat 33 de milioane de lei în ianuarie 2024, media zilnică 1,6 milioane de lei, plus 32% față de decembrie 2023, plus 19% față de decembrie 2023, cu mult mai mult față de ianuarie 2023. Dacă ne uităm la aceste statistici lunare, în ceea ce privește valoarea tranzacțiilor din februarie 2023 până în ianuarie 2023, Vedem înainte de iulie 2023 că erau volume mici, erau valori mici de tranzacționare. Da? 72.000, 68.000, 37.000 de dolari, 64.000, care bine, nu sunt foarte mici, dar erau mici. Față de iulie, 879.000 de dolari, după vedem la 373.000 în septembrie, 226.000 vedem prin noiembrie, de asemenea în ianuarie 362.000, și așa mai departe. Și atunci observăm într-adevăr că au fost creșteri destul de mari, da? ceea ce este destul de important. Ne uităm la media zilnică verde mai închis și mediana zilnică verde mai deschis. Da? Au fost tranzacții mari. Valoarea tranzacțiilor, de exemplu, vedem 33,1 milioane de lei în ianuarie 2024, 24 de milioane în decembrie, noiembrie 31 în septembrie, 36 de milioane de lei. Consiliul de administrație al Transportation Services a propus și un program de buyback, de răscumpărare de acțiuni între 2024 și 2025. Hai să ne uităm peste această propunere. Vedem că societatea este autorizată să achiziționeze 420.000 de acțiuni TTS, reprezentând 0,7% din capitalul social al societății la data autorizării. Deci nu foarte mult, dar achiziționează. Și o să vedem de ce. Vedem așa, scopul programului e Buyback este pentru angajații în principal și membrii ei conducerii. Vedem pentru aceia care au atribuții esențiale pentru desfășurarea activității grupului TTS în cadrul programului SOP, a cărei prima etapă a fost aprobarea prin decizia respectivă. Volumul maxim zilnic ce poate fi tranzacționat de societate este egal cu 14.490 de acțiuni, reprezentând 25% din volumul zilnic mediu de tranzacționare înregistrat. Valoarea maximă alocată în acest program de Buyback, 12,6 milioane de lei, Perioada de desfășurare până în 31 mai 2020 deci nu e așa important față de capitalizarea bursieră a companiei. Reprezintă o pondere foarte mică pentru angajați. Da? Răscumpără ca să le ofere stimulent în viitor angajaților pentru efectuarea sarcinilor în cadrul companiei. Ne uităm pe rezultate financiare preliminare la nivel consolidat în 2023. Vedem cifra de afaceri crește cu 24%, rezultatul în exploatare crește cu 67%, profitul net crește cu 70%, totalul de active a crescut foarte mult, vedem o creștere într-adevăr și în totalul de datorii dar reprezintă o mică parte din totalul de active. Vedem activul net uriaș, da? capitalul proprii crește cu 32%, ceea ce sunt date foarte bune. Acum, precum te-am obișnuit, ne vom uita pe acest tabel, ne uităm pe anumite statistici bursiere, multipli de valoare, să vedem la ce multipli se tranzacționează și, bineînțeles, cât ar reprezenta randamentul dividendului la dividendul propus. Transport și Services este din industria de transport, cu specific transport cargo, ponderea din indicele bursier bet e foarte mică, aproape 2%, dar am văzut că a avut un randament deosebit într-un an cu 121%, de la începutul anului cu 3%, atenție, după această scădere cu vreo 6% într-o singură ședință de tranzacționare, vedem că se tranzacționează de 5,5 ori profitabilitatea înregistrată în 2023 la nivel consolidat, și dacă ne uităm la cât s-ar tranzacționa astăzi față de profitabilitatea înregistrată în 2022, la de 9 ori mai mult. Și atunci foarte mulți spun, băi ce puțin este price 5,5 -to cu toate acestea. Dacă e profitul net în termen consolidați, estimat în 2024, atunci o să vezi că acest price earnings ar fi la un forward, să zicem, de 9, 9 și puțin. Și bineînțeles, contează ce va fi după, dacă o să scadă în continuare profitabilitatea. Poate să fie 12, 13, 15 da? acest multiplu, dacă nu mai scade prețul sau dacă doar crește. Deci contează foarte mult ce se va întâmpla. Ne aducem aminte de Teraplast, ne aducem aminte de Medlife, în trecut, când erau foarte atractive, după care, în momentul în care n-au mai avut aceleași operațiuni, sau, bineînțeles, la Medlife altceva, oricum nu sunt comparabile, să ne înțelegem în cele două cu Transport Services, dar vreau să spun, au fost situații în care părea super bine, dar era iluzoriu față de ce urma. Nu spun că este același lucru pentru Transport Trade Services. Mă repet: marja netă în 2023, 25,81%, dividendul în 2022 a fost plătit la un randament al dividendului la vremea aceea de 4,28%. Acum, randamentul dividendului în 2024, da? care va fi plătit din profitul net în 2023. Vedem că ar fi undeva la 4% la această evaluare după scădere, atenție! Pentru că dividendul pe acțiune propus este 1,14 lei, rata de distribuire au spus ei că e 45,2%, dar din profitul net individual, 251 de, de milioane, nu din profitul net consolidat de 305 milioane. Dacă ne-am raportat la acest profit net, rata de distribuire ar fi mult mai mică. Prețul pe acțiune este acum la 28 de lei, mulțit cu numărul de acțiuni, capitalizare bursieră de 1,68 de miliarde de lei și atunci acest dividend plătibil, da, să vedem dacă va fi, bineînțeles, aprobat de acționari, o să fie la un randament al dividendului probabil de 4 și puțin la sută. Creșterea în venituri a fost cu 24% și creșterea în profit cu 71%. Vedem că se tranzacționează cu 76% mai mult decât valoarea capitalului proprii acum în momentul de față. Vreau să continuăm analiza și să ne uităm și pe grafice, deși am discutat deja despre zona de acumulare, ți-am spus Vedem că scade, a intrat în această zonă între 29 și 26,7. Personal, să acumulez, aș aștepta să scadă sub 26 de lei, mai ales că mi-am revizuit metodologia de valoare intrinsecă acum pe baza acestor estimări. Tot rămân cu aceste zone de acumulare în A1, dată între 26 și 24 de lei, după între 24 și 22 de lei și între 23 și 21 de lei. Faptul că am desenat aceste linii. Faptul că am desenat acest dreptunghi și aceste cercuri nu înseamnă nimic să ne înțelegem. Nu înseamnă că eu cred că o să scadă în preț. Cel mai probabil nu o să scadă în preț. Am spus că este un punct mare, spusesem atunci la aproape 30 de lei, că este un punct mare să acumulezi acum dacă nu ai deja o poziție de investiție și dacă vrei totul să aștepți acest emitent să scadă, atunci poți să-l acumulezi în aceste zone. Cel mai probabil nu o să scadă, chiar dacă a avut această corecție acum, da? Deci, dacă am desenat aceste linii, nu înseamnă că o să se ducă acolo. Nu știu viitorul, am spus că sunt zone bune de acumulare pe baza anumitor previziuni și pe baza unui calcul de valoare intrinsec. Ar mai trebui să scadă cu 5,63% din punctul de astăzi să atingă limita superioară a primului cerc de acumulare. Indicele bursier beta are o evoluție ascendentă, vedem crește, crește din ce în ce mai mult și asta nu înseamnă că o să scadă, ți-am spus. Aceste creșteri nu înseamnă că sunt urmate de anumite corecții. da? Pot exista corecții, dar nu înseamnă că se va prăbuși sau nu înseamnă că dacă a avut o creștere trebuie să aibă o scădere în aceeași magnitudine și așa mai departe, cum am mai auzit sau am văzut în diferite uh, discuții. da? Nu este cazul. Vedem, într-adevăr, că în ultimele 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni a avut doar creșteri după o mică corecție pe care a avut-o la începutul lui 2024. Fondurile de pensii, foarte important, din pilon 2, au vândut multe acțiuni FP în 2023, evident, da? Pentru că nu mai avea hidro și așa mai departe, fondul proprietatea e un fond mic cu care are anumite companii mult mai mici, da? nu mai erau aceleași active pe care le avea, dar au crescut puternic participațiile în hidroelectrica și Digi. Evident, au mutat banii din FP cât deținea în hidroelectrica, în hidroelectrica direct. Pondrele au crescut de asemenea și la Banca Transilvania, Transport Trade Services, RomGaz și MedLife. O altă investiție importantă a fondurilor pilon 2 a fost Transport Trade Services. Acestea și-au majorat cu 1,57% de ținerea de la finalul lunii ianuarie până la... Da? 21,93%. Enorm. Însă, multe achiziții au avut loc în ianuarie, luna care nu este inclusă în calculele de mai sus. Fondul privat de pensii, de exemplu Metropolitan Life, a depășit la începutul săptămânii trecute pragul de deținere de 5% din capitalul transportatorului fluvial și operatorului portuar Transport Services. Bineînțeles că se duc după Alfa, nu o să înregistreze randament. Transport Choice Services beneficiază de reconfigurările lanțurilor logistice, repet, la nivel regional în contextul războiului din Ucraina, pentru 2023 se conturează o creștere mare a profitabilității în condiții în care în primele 9 luni a fost cu 84% peste cel din același interval și am văzut într-adevăr rezultate foarte bune pentru 2023. În concluzie, dacă vrei să cumperi transport și services, mai așteaptă, dacă nu deții deja, să ajungă în acele zone de acumulare și să poți să acumulezi. Dacă ai avut această scădere, nu înseamnă că este un moment bun să cumperi. Sunt persoane care, într-adevăr, în aceste momente în care piața crește, crește, așteaptă o scădere și investesc în această scădere ca și când au luat ei mai ieftin da? în acel emitent. Și nu cumpăr în aceste companii care se apreciază precum Banca Transilvania pentru că doar cresc și doar nu le cumpăr mai scumpe. Nu? Pentru că vreau să cumpăr ceva ce scade. Dacă a scăzut acum cu 5-6%, nu înseamnă că se oprește ei scăderea. Poate să mai scadă sau poate să-și continue traiectoria ascendentă. În opinia mea, dacă nu deții așteaptă acele zone de acumulare, dacă deții deja Transport Services, poți vinde o parte după această revenire și poți încasa dividendul, după care, bineînțeles, în funcție de teza ta de investiții în această companie, să-ți o revizuiești și să-ți adresezi alte întrebări vis a -vis de costul de oportunitate al capitalului. Dacă ai o poziție mare de investiție și ai luat la o bază de cost bună, poți să mai aștepți și să vezi ce se va întâmpla. Vreau să te întreb la acest punct, dacă tu deții Transport Services și care este teza ta de investiție cu privire la acest emitent, deții acest emitent și ai o poziție mare în portofoliu, lasă un comentariu și transmite-ne și nouă gândurile tale. Personal, în perioada următoare, am niște strategii cu privire la bursa de valori din București și sunt foarte multe companii pe care le-am menționat pe acest canal care mă interesează și companii în care văd potențial. Deja am achiziționat într-o companie și urmează să cumpăr în mai multe companii de pe bursă Revalor din București și am publicat raportul de documentare cu justificarea tranzacțiilor în Registrul de tranzacții. Membrii din Registrul de tranzacții deja au citit raportul de documentare cu justificarea, strategia utilizată, ipotezele personale, de ce am cumpărat în acea companie și de ce cumpără în acele companii în perioada următoare, pentru că fac parte dintr-o strategie pe care o am pentru 2024, da? pentru Bursa de Valori din București. Dacă te interesează și nu ești deja un membru în registrul de tranzacții, te aștept alături de mine să îți trimit tranzacțiile pe care le efectuez cu banii mei personali. Atenție, m-au întrebat diferite persoane dacă gestionez banii altora, în aceste tranzacții, dacă le gestionez banii lor, să iau capital, nu, da? toate tranzacțiile pe care le efectuez sunt cu banii mei personal, da? capitalul meu personal, așa că transmit această informație ca să se știe, investesc și tranzacționez doar banii mei personal și toate acele tranzacții sunt informative, nu trebuie să le copiezi, nu trebuie să ai acele tranzacții unul la unul cu ele, sunt informative, citește raportul de documentare și bineînțeles materialul de actualizare lunar pe care îl pregătesc și poți să tragi singură sau singură concluzii despre investiții și trade-uri pe termen mediu și lung, în funcție de condițiile din piață. Pentru mai multe discuții, te așteptăm în grupul privat pe Discord, care este gratis, avem foarte mulți membri, dar mii de membri și canale de discuții sunt conversații foarte interesante acolo. Sunt persoane care fac analize foarte bune da, pe trade și pe swing trade și am văzut acum din ce în ce mai mult pe America, așa că te invit alături de noi să ai acces la aceste informații și să ne ajuți în continuare cu analize dacă ai diferite informații pe care vrei să le prezinți. Până data viitoare, ai grijă de familia ta, ai grijă de tine și de portofoliul de investiții și ne vedem pe canal cu un nou episod. Salut!